Ție la Marco Beza, zicem noi, zic eu tora, că la Marco Beza se îndemăsi ți avdela cu moscopoli. Și va acea influență moscopoliană o spăstri, niheam, limba armânească, că a este asta teapurie, limba literară și canonia literară, canonia de literatură armânească o băgară pindeani, ți sunt tu dip tu mesea a eladălei. Nu, pindenii, care sunt un tip acloții, tu pinduți, spindui astea tu mesele eladă și astea schineratul a eladării. Te ația Odiseea Selitis, tu acțiune sti, tu capodopera ția, ți-o îngrăpsi, zâții, zâțem tora tu traduțiare, memoria popului a meu, ți-a stă numai pindu și atunci numai năzem malargul. Cu Odiseea Selitis, a trai și o hazi, domnul Tanașoca, nu știu mai că știți, mă, Odiseea Selitis era Ghini, toți știm ce era pseudonimul, era Hiliu al Panagioti ale Putere și al ale Maria Vrana. A este... Era Rudeș, nu? Nu că era Soie, nu că era Soie, Ardentora. Așa ți. Și avea ajuntă Tunisia Creta, Lesbo și nu știu ți. Ma, vedeți, ți mușuteați astea cu... cu aiste, și va numi tonătoare la, la Boga. Tochilie, tu zic de tu memorie că ca să mă achirem chirolul. Tochilie un agiuntu stau șed ca un călur ascuntu, amânat, fără lunină, somnul așteptu ca znăhină. Cu afumata lei tăvane, chiliei nică zândane, grenzele cum se alăsară, să nu-mi cadă milea lăftară, tu recli candanbate de zămane năsihate, a greșiți am tu cheptu și minir hiu că mi deșteptu. Chilia e strimtă duri și ca tună chivuri, eu nu intră caldul soare, tău șaticu în veț, cum îți moare. E, auați asta harea, și va zbura și românește de apoia, ca scotul pa de mușuteața și filozofia și ligătura cu Eminescu, zice, tu recli candanbate de zămane năsihate, a greșiți am tu cheptu minir hiu că mi deșteptu. O filisteaște zborul zămanii, care nu este zborul de prota simasie de armâni. Armânii de timp, nu? Ca să zburăm tora și românește, au zborul grețesc cu chiro. Timpul lor născâns era cu o tendință de este latinizantă, ma nu ține de carnea limbile a noastre. Ma oați este ofilisit un zbor turțesc cu zămanii, ți-a stă ofilisit ca și ți ordine lucrurile și de Ian Cutova. Ian Cutova, tu coruna toamnelei, tu deftirul la lui Tom, are și un soi de glosar, eu da, eu exigiseaște ca te un zbor, ca te un zbor, ți-e pistipseaște el care se masie și în greacă, lui exigiseaște și tu limba română, vai, să aducească ațelețea de Iosescu și este se masie. Și când zburaște tizămanii, mă zburaște tizămanii, tu contextul ți-o ofilisește el, zice zămania, nu este un chirou acșiții de arată. Zice el că exigisile le-a dat răditoar, mâneaște tu limba română, zice, este timp revolut. Da? E, acșiții, este și la cum se acleamă, la Nida Boga. Este un chirou anamisa de lumea la sinul lui anamisa din lumea de oație și lumea din aparte, anamisa de imanență și transcendență. Iasti, ca să ne turnăm la Eminescu și la un stih de tu prota lui Epistulie, de tu cartea, prota lui carte, cum îl zeseră alță, iasti, chiarul acel ți timp de trupul și se adară ietă. Și tora va văzut tora une traduțiare de-a mea, iasti și un alt traduțiare, ce nu mi-a risaște, ca să înclidem cuventa și îți vedeți mușuteața și îți vedeți filozofia. Maștul sonii, acloți iuzeții, chivurea e strântă durii, o fi isi altiva, ca scotul pa de ideea, că pântul sonii ții de o traduțiare, va să scoată duhlu și zbăgă problema cu vasi împistimen, inimbistimen. Vasi fidel, cum zice tu română, inifidel. Ascultați tora tu română ca să vedeți și aventură sfeații tu închisind a lui și de la Eminescu tu poezia al Nida Boga și cu ligătură cu Ian Cutova care era altă soie, era neomodernist, era altă soie. În chilie odată ajuns ca un călugăr stau ascuns. Într-un târziu fără lumină somnul mi-l aștept să vină.
cu tavanul în afumare, chiliei mică închisoare. Grinzile cum se lăsară, să nu cadă, mă înspăimântară. În urechi, parcă mi-ar bate un ceas din eternitate. Am uitat ce port în piept și mă mir, viu, că mă deștept. Chilia e strâmtă ca un juc și ca într-un coșciuc, unde nu pătrunde caldul soare, la bătrânețe învăț cum se moare. Vedeți, se mușuteață, vedeți ce frumusețe? Cum să fiți traduți, vedeți? E intraductibil, de fapt. Dar nu poți să traduci decât gândindu-te la Eminescu. Da? Doar gândindu-te la Eminescu poți să traduci. Nu? În urechi parcă mi-ar bate, nu? Tu urechi licam dani patei dizlămane năsihate. A greșiți am tu cheptul, nu? Extazul. A greșiți am tu cheptul și minir eu că mi dișteptul. Nu? Dacă mas nu ți am eternitate, nu puteai să scoți tu patei. Ma, pântul somn este... Tamam, este, scuzați-mă, este exact vorba despre ce se regăsea și la Eminescu. Trupul care își întinde trupul, timpul care își întinde trupul și devine veșnicie. E, toate, cum veate, cum se înghiliceaște poezia armânească, al Eminescu, tu, poezia armânească modernă, prindea să adrăm un cuvânt închisind al lui de la sonetele care sunt tradusii. Și unul de ale, este te-a purit de mie că tu în inilii noastre obțăți l-o traduse Chirea Jugoveanu, este capodopera asta în cerdacul tău, mai este alitia că l-o traduse tu varianta Perpesicius, varianta ți era înheam cenzurată, cum scoase tu padi Petru Creția, că ți era înheam cenzurată, că taha a spus el înăscâns că este nearușunată, cum se numea rămâni, nearușinată, este de zbor, știi, tii români, că nu mă spune, vă vedeți, vă aflați voi. Ma prindea să adrăm și un aftare cuvântă, tora eu zburăi, chirolul trecu și n-a pruftusin zburăm țiva dipti postumii, n-a pruftusin zburăm nimacare între poezia modernă și al Eminescu și de poezia armânească, m-a acșiți curară lucrurile și mi-l iertați, m-a că zburăi multul și m-a că vă vătămai cu zborul. Dar, din păcate, la noi timpul nu este revolut, timpul acesta laic în care ne aflăm cu toții. O să încheiem foarte, foarte scurt cu niște poezii transpuse în lectura lui Dani. Vă mulțumim din nou că ați fost aici, mulțumim Clubului Țăranului Român pentru găzduire și dau cuvântul lui Dani. O seară bună și mulțumim, sperăm că seara aceasta să o aveți în amintire. E un zită. Voi recita glosă în transpus în română. Chiro treați, chiro ini, tu ti zvecli și nou tu ti asti. Chiro treați, chiro ini, tu ti zvecli și nou tu ti asti. Ți ia rău și ți ia ghini, tine întreabă și lui ursești. Tip ți vase nu te aspară, ți ia chimă ca ia treați. Ii ți-a spune, ți ia dară, tine ar mâi la tu te arați. Multi trec pre dinainte, cu urechi văzuri multe, care le ține tu de minte și va sta tră să le ascultă. De una parte îi te lasă ca să te afli mași pre tine, când cu vreavă fuviroasă, chirotreații, chiroghine. Necă limba ei unclină, minduirea ți-a de gheață, către sticlu ți se avină, treabanul ei ghineață. Ți-e de moartea ei se amintă și în minută de năseaște, treațel ți are minte, tu te zvecli și nou tu te aste. Întrinda lui ca la teatru, să intivezi tu lumea mare, zjoacă unlu și pre patru, află-i tine a lui Hare. Și de plângul i se acasă, țin-te cohii tine, ține-te tu cohii tine, și de turlia lor o înveață, ție rău și ție ghine. Ții trecum și ții trăvnită, sunt o banul ei două făți, uveți sonea ta părnită, ma că știa ei înveț. Tut ți fu și va șibă poate, tu minuta esta crește, ma dintreaga vânătate, tine întreabă și luhurseaște. Cu numia Ivghea Paște, tut var legă ția dreată, și lumea de zămane iaste, hârioasă și mărenată. Alte făți, Ivghiu lua joc, alte guri, Ivghea fluiară, dai m-a plănusit pri loc, dipți vasi nu te-aspară. N-adă snoaie când veți hazazlie, că fac la mărilie punte, va te întreacă chiratazlie, se și steale chiola înfrânte. Frică snoai, v-am trească toți,
Nâștri nâși se scoată boații, nu te ia cu aici să soț, ții chimă ca ea treație. Ca un cântic de Bogdană, lumea las-l-o ți-l aruncă, alță teatrin la cor, se îngană cu zbor dulce vor să te aducă. Ca să nu cherzi cu el oara, pritul mărți te stricoară, să nu ți-a lași calea țambară, i-ți-a spun, i-ți-a dară. Deci dau goade, fuz în ghie, dezburăscu, tastit gură. Ți vrei coata urnimii, ma că știa lor misură, zică tu ți vor să spună, streacă în lumii care ștreațe, ca să nu-l iei ți-va trebună, tine-ar mâini la tutea rațe. Tine-ar mâini la tutea rațe, i-ți-a spun, i-ți-a dară, ții chimă ca ea treațe, dip ți-va să nu te aspară. Tine întreabă lucursește, ți-a rău și ți-i ghine, tutui vechiu și nou tut iaste, chirotreațe, chiroine. Pistipsesc că zbitesit de punzit și va chiaste una climare între noi toți, soținem pusula în dreaptă, soținem ziha în dreaptă, cum o firisește Cutova. Hristos simti tot, că a avut o răbdare, mindescu că de acolo de înaltul și eminesc cu scârsii, are multe de zburarea și cum zice Iorghe, nu putem slipi de simtuti. Ama cât ți-a avut o răbdare, pântul sonii nica unor mai gresc cu alvărană, să ne spună niheamă că fură și născânti gripserti originea ale Eminescu și născânti fură că ta haiera și de-a răzgarmânească. Întoara, știți cum este? Știți cum se adrăși cu Homer? Toți citățile ți-ți ia Homer astea nostru. Lucrurile nu sunt limpiți, lucrurile sunt umintite. Putem să adrăm toraună parastase, să scutem tupade, ți se îngrepsi, mă fără să intrăm tu lucrurile minute când închirem. Și lucrurile sunt mult interesante. Că vă anizem alargul, vă anizem tot Balcanul, vă anizem și Viena, vă anizem și Trieste, vă anizem și tu Italie, vă anizem Iuțidoș, vine tie, Iuțido vă anizem. Și v-au chirim de pusula prin deasă și dem nu una seară întreagă, în trei seri, ca să zburăm de toate cuvențele ce se îngrăpsiră. Ma, zățem în două diale. Căftară, născând zăsire taha, erau în clărime, că taha aia este arbinez, că îi zăsea unul Viena albanezul, că taha e turcu, că e min, că taha aia este sârb, luadrară și suedez, maținul luadrară și polonez, tot e luadrară. Și căftară, căftară, tot difter, căftară, tot difter. Și nu aflară țiva, țivanul ieșea tupade, țivanul putea să-i băie exighisit, era un psemă, nu? Una minciună. Și atunci lui zăsiră, țeadrăm tora cu numa. Țeadrăm cu numa, ca oase, iaste una denominație înturțească, a mai este ștubitisită și ți ține de una denominație slavă sârpească. Zăsi, more, more, hai să căftăm și la armâni. Și care zăsi că hai să căftăm și la armâni? Zise un eminescolog care avea rădăcina armânească și va vrea să perifinează și el că este armân, nu știu, e de alithia mindui acșiții, doar a dar și ocazii, a las așa ți tu paranteză, tu ți se adră, și zise, este zborul de Caracostea, iertați-mă, Dimitrie Caracostea, criticul literar, ți adră un analiză de poezia eminesciană închisind a lui de la stilistică, și nu l-a dus în aminte. Nu l-a dus în Dimitrie Caracostea aminte. Că zicea, mă, câți prindea să aducem aminte? Dimitrie Caracostea, eminescologul, ți-i faci o analiză stilistică de poezia lui Eminescu. Mă, cel ți-l tipusit Dimitrie, hai să tu cum ne cheamă, Perpesicius, tatăsul era de Hianina, nu? Hianina, trăcat William Martin Lick, zicea, nu, tu ne traduțiare de tu engleză românească, ținu-i aduc aminte, tora, este un oraș eminamente latin. Ioan Caragiani ți-l aduce aminte de Anavra, domnul Tanașoca, tu cartea lui de istorie îngrăpsea Arada cu una listă cu arhundazil ditu Hianina, capitala Epirului, și închisea de la unenile, nu știu, unenile 411 Hingiți, nu? 1421 până la unenile 800 la Panastasi, la, nu la Ximutare, la Revoluție, cum se zbăstura și acșiții și acșiții zori. Și vedea, băga oară Caragiani că toate numele era armânești. E,
Și așiți, putem să înzeamă largu, mas nu chirem pusul la Tora. Putem zburăm de mulți care sunt oarmâni și au legătură cu Eminescu. Caracoste a închisit de la Iminu, căftă toponimii, to românii, află el țiva, nu știu ții, dea de un exigisi, mă pun Sony, Ion Roșu, care în grăbsina mai bună biografie, nu știu mai cum aveți, că este rară cartea, eu o cumpărai tip atunci când eram hilandru, când eram adolescent, zicem. Legendă și adevăr în biografia lui Eminescu, legendă și alitia tu biografia al Eminescu, au ațilu că te ursiaște Caracostea și pentru Sony zice că nu iasă tu padima, iasă și ceva salami, tu zicea Caracostea, nu scoată la tu padi argumentele al Caracostea, chiar este zori, va să zbură multul. Doilu, țin grăpsite arădățina armânească al Eminescu închisind a lui de la de la anumă este Nicolae Iorga. Turaș Nicolae Iorga zăția paplu era de pindu de acolo ți se amintară miturile elenițe și nu știu ție și acși și acși și acși. Avea și el legătură cu, cu armâni. Eu Adar Hazi, că poate spre definiția și eu, nu știu, Adar Hazi. Nu avea Ananghi, că era un geniu și un scriitor teanami și un istoric teanami. S-a trăim și caz, ne cheamă. După Nicolae Iorga, vineri și alță. Și Ion Roșu caftă argumente. Și află multe argumente, că el zice, protuluții lui află de la Eminovici. Eminovici. Era unul, Ianul, era zic Ianul. Ianul Eminovici, care se află Tupanat, tunănile 670 țințe. Asta e protul. Era două lumăchi. Un altă lumăchi e ajuns Blaj, pe care zburăm noi de Anavra. Acela era Vasile Eminovici și avea tu coada numele și una părnoane, nu? O poreclă, ca să înțeleagă și românii. O poreclă era rații. Părnoane este, nu? Poreclă asta. Era dată de armânii ți vinea de tu Sârbii. Armânii ordinară, daima, tu turchii, luași numit turțesc, multe ori era Caratașu și nu știu ții, de apoi a trețea tu Sârbie. George Călinescu, când a zburaște te Caragiale, te dada al Caragiale, zburaște tu Mișa Alexovici, care zice el, sigur, era de arăzgă, de origine macedoneană, astea avea venit tot de tu Sârbie și știm ghine cu venda când grăbsi Dușan Popovici că toată burghezia ma și elita culturală tu Sârbie, așeți cum fur ghine. Și tu alte părți, tu arbini și ești pe deci nu știu ți, mulță de elita este, tu Sârbie n-ai mai mulți, era armânci care băgară pe cale burghezia sârbească. Și sunt o scriitori mări, Iosif, Steria Popovici, Brian Zlavnușici, n-ai mai mare poet romantic, nu voi simți, ai spus Iovan Zmaie și Acșiță și Acșiță. Ma, aici era luhuria. Zăcea Ion Roșu că sunt multe argumente salami și de-apoi a închisea de la praxe armânească, iasă întreagă istorie armânească ți-o face Ion Roșu auații. Spuntul Sony zăcea, aici sunt argumente și sunt multul pututi, multul salami. Ma, ți-a drăm, zăcea el, că sunt și contraargumente. Că ce? Că armânii de tu Sârbiu firisea născânt în lume, ți era să fie armânești. Mai este, nu este și un argumentul de tip salami, că mi-aș putea de azi armâne și Alexescu numire. Și, și Dușan Popovici lo citează cu născânt în luhurii, mă nu citează școala între luhurii, că zice că burghezia ți-a ajuns și tu pareia a văsileaților, ți și el avea arădățină armânească, care Georgeviț era, avea un tufur ca tupind în strau și acșiții și alanți era legat cu armânii, mă că nu era legat de tip tu sânzii mai era ligați tu sânzii, era ligați că toți de avârliga, toți consilierii, era mafia armânească, cum zicea croații, care își pizuia de sărbătoarea după Revoluție, în adghivăsii Zoran Plascovici și se traduse în ea, apoi mă sărbeaște tu, domnului, unul, nătindem. Ți vreau să zic, contraargumentele a lui era, pe ție Eminescu nu zice singur, zice, ia un argument salami, că mi-a îngrepsit 250 de frânzi de armâni, că avea mare vreare de armâni, mă că ție aici de Blaj, nu lumachia de care depunat de dip Eminescu Alantă, lumachia al Vasile Eminovici, trecură la uniați, zice aici lucrurile astea tripiste psiare de armâni, apropo de caragiani, că armânii sunt ortodoxi să fie și nu alipiedară vloară ortodoxia. De apoi m-a aducea născânte
argumente ahtări, se poate să sta în poaste, poate să se bă cotovăsite, limpide astea, că, adică limp, nu este limpid, ma ce se mă siare pentru sonii, că e mine cu este a tuturor, așa ce cum este Isidor, poet universal. Mulțumim din nou, dacă ați stat până la final, înseamnă că v-a plăcut, dacă ați reușit să răbdați alături de noi. Din nou, vă mulțumim că ați venit. Pentru că evenimentul ăsta se pare că a avut ceva succes, vă invităm și la următorul, încă cu o dată nefinită, să spunem, unde va fi vorba despre familia Minovici, pentru că tot există o confuzie, Minescu, cu Minovici. Iartă-mi, Iorga, este zăția și critica. Iorga zăția că Minovici, toți care hindi, tu sărbie, sunt armâni. Ma, eu roșu zăția de Alihia, ma că zăția atunci se aclima e Minovici. Tot prinde să nu lăsăm la neparte, are de ținut. Va fi și o seară pentru așa ceva. Mulțumim din nou și o seară bună!